Pentru prima dată la Giurgiu, Ziua Internațională a Voluntarilor este marcată la modul oficial printr-o gală. S-a întâmplat aseară când la Cafeneaua Artiștilor, reprezentanții celor mai importante instituții ale județului și ziariștii locale au primit diplome de merit pentru sprijinul acordat acțiunii Ziua Națională de Curățenie din 28 septembrie 2013, în cadrul proiectului Let's Do It România. După o campanie de 6 luni, organizarea pentru Ziua Națională de Curățenie din 28 septembrie a fost una exemplară, atât la nivelul municipiului Giurgiu, cât și la nivelul județului. Let's Do It România a devenit deja o tradiție pentru țara noastră, dar și pentru giurgiuveni. În 2013, pentru cel de-al patrulea an consecutiv, românii au ieșit să curețe țara de deșeuri, un cel mai mare proiect de implicare socială din România. Respectul echipei noastre se îndreaptă către toți cei care nu s-au lăsat intimidați de ploaia din 28 septembrie. Respect pentru toți giurgiuvenii care au fost o mare echipă în această zi, alegând să fie parte din viața comunității și implicit parte din cea mai mare mișcare socială din România. Pe lângă partenerii strategici cu care Let's Do It Giurgiu a colaborat, respectiv instituțiile importante ale județului, un rol important în succesul acestei campanii l-a jucat presa locală. Ziariștii giurgiuveni au primit la rândul lor diplome de merit pentru mediatizarea campaniei și pentru sprijinul general pe care l-au acordat reprezentanților Let's Do It, iar TV Giurgiu și grupul de firme Nova Force au fost la loc de cinste, fiind unii dintre partenerii de bază ai conceptului Let's Do It. Echipa TV Giurgiu, domnul Petre Slăbescu, lasă de seama că domnul aproximativ 75 de copii și adulți cu baticuțe albastre inscripționate cu mesajul Super Eco Ero s-au adunat în cor, au valsat, au scos mesajele lor colorate de iubire și grijă pentru Dunăre și mediu. Flashmob-ul intitulat Fi Super Eco Ero pe muzica Dunăre albastră de Johann Strauss a fost organizat de echipa Let's Do It România Județului Giurgiu în parteneriat cu Asociația Culturală Florian și cu Nova Force. De aceea invităm în scenă pe doamna Vera Nicolae de la Nova Force și de la Asociația Culturală Florian pe Sfântul Ștefan. Și ne mulțumim din suflet pentru tot ceea ce au făcut pentru noi. Campania Let's Do It a început la Giurgiu în primăvară și s-a întins pe durata peste 6 luni. Au fost cooptați zeci de parteneri și sute de voluntari, iar în data de 28 septembrie, în ciuda ploii și a timpului friguros, au ieșit să facă curățenie peste 6.000 de voluntari giurgiuveni.